Salut, Capricorni! Voi face citirea pentru perioada 1-15 mai, o perioadă cu foarte multă energie în Taur. Este o perioadă în care veți resimți din plin eclipsele de lună și de soare care au avut loc în Balanță și în Berbec. Vom avea o lună nouă în Taur și bineînțeles veți începe luna cu, uh, să zicem, ceea ce primiți din partea uh, lunii pline în scorpion. Un prinț de cupe. Vorbind de un bărbat cu ascendent zodie în pești. Este vorba de o persoană care călătorește foarte mult, realizează venituri mici, cheltuie tot ce are și pare o persoană, pare un curtezan mai repede. O persoană care uh, alargă după uh, plăceri, după a fi uh, uh, plăcut de ceilalți. Scopul lui ăsta este și nebunul, nebunul care arată în primul rând șansa pe care vreți să o luați. Este o șansă care va duce la un 10 de spade. Trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă acest nebun, prin această șansă, el își asumă riscuri pe care nici nu le bănuie. Nu este pregătit pentru ceea ce vrea să facă. Consideră că va face totul cu inima curată. Este omul disperat, omul care vrea neapărat să iasă din stagnare. Uh, și, așa cum am spus, nu observă riscurile. Și iată riscurile: 10 de spade, probleme de sănătate, probleme cu banii, probleme foarte grele pe care le aveți de traversat și cu care trebuie să luptați. Și iată, aveți aici carul de luptă, deci trebuie să luptați pentru a stabiliza o situație, pentru a ține o situație dificilă sub control. Și acest car de luptă, care reprezintă racul, de fapt, reprezintă și uh, o persoană care este gata să meargă peste cei care i-au impus stagnarea și să își impună voința printr-un triumf, dar trebuie să-și cunoască drepturile și datoriile lui. Și patru de băte care reprezintă casa, căminul, unde veți avea o schimbare, o schimbare profundă, o schimbare din toate punctele de vedere. Deci, veți trece prin mai multe etape, iată, și acest car de luptă, dar și zecele de spade. Haideți să vedem. Voi, capricornii, Voi capricorni aveți în primul rând aici un uh, rege de cupe, Vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în scorpion, căruia trebuie să-i câștigați bunăvoința. Trebuie să încercați să comunicați cu el, trebuie să fiți atenți, să nu uh, îl răniți, fiindcă este capabil să se răzbune. Deci este bine să fiți foarte atenți. Optul de cupe în ceea ce ar, ar face pe voi fericiți. Ați făcut uh, foarte multe eforturi, uh, dar uh, nu ați primit uh, recunoașterea sau răsplata acestor eforturi făcute de voi. Și... Priviți spre viitor lăsând totul în spate. În schimb, la uh, șapte de monede vorbim de cunoașterea voastră, de studii, de călătorii. Voi uh, aveți, poate, anumite proiecte în care lucrați foarte mult și iată că uh, ați făcut anumite greșeli și acest lucru v-a adus în poziția în care să nu câștigați cât ați dorit, să vă mulțumiți cu mai puțin, dar nu pierdeți. Deci nu este o pierdere, nu pierzi. Câștigi, dar puțin. Uh, resursele, locul de muncă, sănătatea și uh, cariera sau, am zice, menirea voastră. Iată că aveți un 6 de băte. În resurse, în bunuri materiale, s-ar părea că voi aveți anumite probleme, anumite situații pe care trebuie să le depășiți. Deci, este un moment destul de dificil pentru voi, dar... Este suficient să Este suficient să fiți drepți, dreptatea, adevărul vă poate ajuta să depășiți foarte ușor această blocaj. Vedeți, este un blocaj, dar voi vă puteți menține deasupra. Pajul de băte arată poate o colegă, poate și voi sunteți dacă aveți un aspect pe berbec, dar o femeie. O femeie care își dorește călătorii, își dorește lucruri noi, să înceapă ceva nou, să facă ceva nou la locul de muncă, poate să fie o colegă care devine dintr-o dată foarte agitată și nu chiar dintr-o dată. Este ea mai agitată așa și își dorește să înceapă un proiect nou, să facă ceva nou, să creeze, să călătorească. Și legat de carieră, de menirea voastră, iată asul de monede, care este un talisman al norocului, așa cum și lumea reprezintă un talisman al norocului, o schimbare profundă, și aici asul de monede reprezintă bani, o sumă de bani bună. Cu care puteți cumpăra o locuință sau o mașină. Deci, deci, o investiție mai importantă, o investiție mai costisitoare, este menirea voastră să faceți această investiție și este bine să țineți cont de aspectele făcute de Jupiter cu Soarele. Când ele sunt date la oroscop, le vedeți acolo când sunt benefice. 8 de bâte, Asul de bâte și regina de bâte. Ei bine, aici aveți 8 de bâte. În ceea ce privește comunicarea, voi comunicați foarte ușor și foarte rapid cu apropiații, cu frați, surori, veri, vecini. Este o comunicare foarte rapidă pe internet, fără probleme, astfel de băte vine în poziția începuturilor. Dacă este vorba de un contract, de o asociere, de un proces, de relații, căsătorie, partener de viață, aici începe ceva. Este un, o relație nouă, un proiect nou, o călătorie nouă, deci veți semna ceva, un contract nou, veți semna ceva. Este un început nou. Regina de Bâte vine în poziția uh, relațiilor. Fie că sunteți femeie sau bărbat, trebuie să vă așteptați la o relație care cu o femeie cu ascendență, zodie lună plină în leu, cu o femeie energică, hotărâtă, care luptă pentru dreptate, așa cum vede ea dreptatea, nu interesează, Poate să fie o rivală pentru o femeie, pentru un bărbat poate să pare o protectoare. În familie, în cămin sunteți generoși, oferiți. Oferiți celorlalți uh, câțiva bănuți, oferiți uh, ceea ce își doresc ei, o șansă să se afirme. Dar uh, deci este o generozitate. În schimb, uh, schimbarea, transformarea pentru voi vine cu o pierdere. Deci este o schimbare ceva în viața voastră, dar această schimbare va aduce și pierderi. Uh, pierderi pe care nu le mai recuperați. 10 de monede sunt bani care vin, este în poziția casei a 12 -a, a carmei. Sunt bani care vin pentru voi în această poziție. Deci, am zice, bani pentru munca voastră, Poate să fie și o moștenire, poate să fie o sumă de bani pe care să o primiți pentru ceea ce ați muncit voi împreună cu familia. Puteți face investiții, dar la fel ca la asul de monede, încercați ca aceste investiții să fie făcute când Soarele are un aspect benefic cu Jupiter. Aceasta a fost citirea pentru Capricorn. Vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați, dacă vă ajută aceste citiri, puteți să ajutați canalul să se dezvolte, dând un like, abonându-vă, transmițând mai departe. Nu vă costă nimic și vă mulțumesc!